Maria Tibo a plecat de la domiciliul său în data de 15 noiembrie și nu a mai revenit până în prezent. Părinții cred că este posibil ca aceasta să fi plecat în Spania la un bărbat cu care a avut o relație de prietenie în vara acestui an. Tânăra este dată acum în urmărire națională și internațională. Dispariția minore a fost decizată de către tatăl său, care le-a spus polițiștilor că este posibil ca aceasta să fi plecat în Spania la un bărbat cu care a avut o relație de prietenie în vara anului 2014. Polițiștii din Alba au demarat acțiunile de căutare, solicitând urmărirea la nivel național și internațional. Pe această cale, solicităm persoanelor care pot da informații despre minoră să apeleze numărul de urgență 112 sau 116000 sau să contacteze cea mai apropiată unitate de poliție. Maria are următoarele semnalmente: înălțime 1,55 m, greutate 54 de kg, păr castaniu drept, ochi căprui. Persoanele care pot oferi informații care să conducă la depistarea tinerei sunt rugate să sune la apelul de urgență 112 sau să anunțe cea mai apropiată secție de poliție.